Pagina în Sfânta Scriptură, 881, Cartea Profetului Osea, capitolul 14. În prima parte citesc versetul 1 și versetul al doilea. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i: iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Amin. Amin. În a doua parte citesc cuvântul aflat în Sfânta Scriptură la pagina 1095, Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 2, începând cu versetul 3. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cum pietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace însă va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Cu voia lui Dumnezeu și ajutorul Părintelui Ceresc, cu atenția și rugăciunea dumneavoastră, în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre pocăință. Am găsit scris în Cartea Domnului că Domnul Iisus Hristos, atunci când a început să predice Evanghelia, în Marcu 1:15 spune că El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Am găsit scris că și ucenicii au propovăduit tot pocăința. Marcu 6:12, ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Am găsit în Fapte 2:37 că oamenii, după ce au rămas străpunși în inimă și au auzit cuvintele, mesajul lui divin, au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Am găsit în Fapte 17, versetul 30 și 31, că Pavel spune: Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Numai că în seara aceasta nu doresc să vă vorbesc despre pocăință așa cum o văd, așa cum o predică și o trăiesc unii sau alții. Folosesc pronumele nehotărât, simplu, unii și alții, ca să nu supăr pe cineva. În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre pocăință așa cum o vede Dumnezeu. Deci vă vorbesc despre pocăință în viziunea lui Dumnezeu. Unii oameni confundă pocăința. Confundă pocăința cu religia. Ei cred că dacă sunt la baptist sau la penti, asta e pocăința și în regulă, merg în cer. Alții confundă pocăința cu frecventarea unei biserici. Vreau să stau de vorbă cu un frate recent și să-l întreb cum merge lupta lui, cum este înaintarea lui pe calea pocăinței către împărăția lui Dumnezeu, și zice: păi zice, am plătit cotizația și curățenia. Zic, da, dar nu-i suficient. A, zice, știu, te referi la cei 2% din impozitul pe venitul global. Zice, îi dau tot la biserică. I-am spus că nu-i suficient. Oameni care confundă pocăința cu botezul. Ei cred că dacă s-au botezat în apă, asta e pocăința. Și așteaptă împărăția pregătită de Domnul. Oameni care confundă pocăința.
Apoi sunt oameni care înlocuiesc pocăința. Ar dona pentru Domnul, numai să nu se pocăiască. Îmi spunea pastorul unei biserici mai mari că un patron de acolo din zonă, vă dau și orașul, Caransebeș, Biserica Baptistă, a venit la pastor și a spus: domnule, eu mă simt așa de bine aici cu voi în comunitate, aș vrea să mă trece și pe mine membru. Doar un singur lucru vă cer, să nu-mi cere să mă pocăiesc. Și eventual botezul cumva să-l facem așa, să nu mă vadă toți că m-am botezat. Dar dacă se poate și fără botez. Și zice: pentru asta, dacă mă treceți membru, eu vă instalez toată instalația, tot sistemul de aer condiționat. Și pastorul a zis: nu știu ce, să vorbesc cu stăpânul. A, zice, la București. Și a revenit pastorul și a spus: am vorbit, zice, unde, la București? Nu, zice, în cer. Și am întrebat stăpânul și mi-a spus stăpânul că nu se poate fără pocăință. Că fără pocăință nu se poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Oameni care înlocuiesc pocăința ar dona, alții ar lucra pentru Domnul. Aveam în biserică o formație, ar fi cântat? Întrebam pe cineva odată, a venit cântăresc la noi și zicam: cât puteți voi cânta așa? Zice: 24 din 24. După prima cântare i-am oprit. Și nici nu i-am chemat. Și o formație din biserică îmi spunea: frate, peste tot unde mergi noi venim cu tine. Și cu mașina noastră și cântăm. Le-am sugerat să nu mai cânte și să se pocăiască mai întâi. Pentru că nu poți înlocui pocăința, nu poți substitui pocăința cu donații sau cu lucru pentru Domnul. Și Dumnezeu te va înțelege că ai lucrat pentru Domnul. Nu, pocăința e altceva. Alții o îndeplinesc parțial. Vorbeam cu un frate și am spus: frate, văd că tu nu ești mânios. A, zice, frate, eu de asta m-am pocăit. Da, de celelalte, când te pocăiești? Corneliu a îndeplinit o pocăință parțială, rugăciuni, milostenii, dar a fost suficient? Nu a fost suficient și a fost trimis omul lui Dumnezeu să explice după voia Domnului ce mai trebuie să facă pe calea pocăinței. Acum, dacă dumneavoastră stați foarte bine la capitolul acesta, n-am întrebat frații păstori, mă puteți semnaliza și schimb subiectul. Am fost în Moldova și frații mi-au zis, zice, te super că mai avem un frate aici din Statele Unite, să-i dăm și lui un cuvânt de salut. Și din salutul lui a făcut o predică împotriva televizorului. Și a spus: oameni buni, noi americani am început să scoatem televizoarele. Păi și voi românii, cazul să le scoateți. Noi, zice, deocamdată în garaj le-am scos. Și zice, televizorul e rău, stai să vă spun. Și după vreo 10 minute s-a ridicat un frate din comitet, cred că era, de pe primul rând, și a zis: frate, schimbă subiectul că aici n-are nimeni televizor la noi. Și americanul pe fază a zis: nu-i nimic cu un vaccin dinainte, nu vă strică. Așa că s-ar putea să vină vreun gând să vă despocăiți și dacă sunteți pocăiți, și un vaccin dinainte nu strică. Nu vă vorbesc în seara aceasta despre pocăință așa cum o văd, cum o cred, cum o practică unii sau alții, sau chiar o predică. A fost o înmormântare la noi în zonă, un episcop a predicat, nu vă zic din ce cult, și au venit frații de la noi și au zis: frate, așa bine a predicat omul ăsta pocăința. Zic: mai bine decât mine. A, zice, n-am făcut comparație, dar o zis că trebuie să ne pocăim. Dar v-a explicat cum să vă pocăiți? A, zice, asta nu. Dar tot o zis că trebuie să ne pocăim. E bine că o zis, dar trebuie să și demonstreze că uneori trebuie să faci numai ce zice popa. Oameni care au o pocăință selectivă, zice, de asta m-am pocăit, de cealaltă mai greu. Am citit din cuvântul lui Dumnezeu, din Osea 14, recitesc versetul 1. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Întoarcerea în codul rutier are de-a face cu oprirea. Chiar dacă ultima dată, acum s-a schimbat codul rutier și n-au mai trecut oprire, poți să întorci din mers. Dar ca să faci o întoarcere normală, să fii previzibil, mai întâi trebuie să oprești. La noi mai sunt tineri care întorc ATV-ul și motocicleta din mers. Nu știu de ce fac asta, să dea cu praf în ochi.
Pocăința are de-a face cu schimbarea direcției de mers. Și Domnul a spus poporului său: întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Ca să întorci sau să te întorci, trebuie mai întâi să te oprești. În Psalmul 46, în versetul 10, spune Domnul însuși: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Să știți că aveți de-a face cu unul care cunoaște toate lucrurile, cuvintele nefolositoare care le-ați rostit, faptele făcute la întuneric care vor fi scoase în evidență într-o zi. Și predicam pe 31 decembrie anul trecut la noi sub titlul Oprește-te să spun cine sunt, zice Dumnezeu. 1. Eu nu sunt ca ei, zice Domnul. Ca cine? Ascultați, Isaia 44:9. Cei ce fac idol, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însă le mărturisesc lucrul acesta, n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Citesc din 40:25, Isaia. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt. Oprește-te să spun cine sunt, zice Domnul Dumnezeu. 1. Eu nu sunt ca ei, ca Dumnezeii care nu aud, care nu văd, care nu știu ceea ce faci tu. Poți să faci orice în fața lui Dagon, în fața chipului cioplit care îți vorbește când schimbi canalul cu telecomanda. Eu nu sunt ca ei, apoi eu nu sunt ca tine, zice Domnul. Scrie în Psalmul 50, versetul 21, următorul lucru. Iată ce ai făcut și eu am tăcut, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Eu nu sunt ca ei și eu nu sunt ca tine. Ai crezut că dacă nu ți-am spus nimic, nu știu ce ai făcut? Și apoi eu nu sunt ceea ce ai vrea tu să fiu. Un Dumnezeu cu îndurare nesfârșită, un Dumnezeu bogat în îndurare, așa cum am citit din Romani. Eu sunt un foc mistuitor. Și acesta va fi ultimul punct al predicii. Dar haideți să vedem în prima parte. Versetul 2 din Osea 14. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul și spuneți: iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință. Primul pas în pocăință este căință. Căință, când te oprești și îți faci verificarea, vii cu o căință sinceră înaintea lui Dumnezeu, că pocăință în trei cuvinte înseamnă verificare, constatare și îndreptare. Sau înseamnă recunoaștere, regret și renunțare. Am întâlnit vase de lucru din cultul penticostal care spun: frate, nu lucrez o perioadă că sunt în verificare. Dar n-am întâlnit cântăresc care să-mi spună asta. N-am întâlnit predicator să spună: frate, nu slujesc o perioadă că sunt în verificare, să văd cum îs cu vasul, îs vas de cinste sau vas de ocară. Am avut botez în urmă cu 3 ani și erau 10 tineri care s-au înscris. Un tânăr era venit din lume, nu-l cunoștea pe Domnul, și am învățat pe tineri că trebuie să facă, înainte de botez, curățenie până la dușumea, să mărturisească toate păcatele ca să nu-i urmărească în viață și să nu-i robească, să poată fi dezlegați în urma mărturisirii și a rugăciunii. Că așa a spus Ioan Botezătorul. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră, și scrie acolo, veneau la Ioan și mărturisindu-și păcatele, erau botezați. Toți s-au mărturisit pe la prezbite, pe la bătrâni de adunare și m-am interesat, unul dintre ei n-a fost la mărturisire. Și l-am întrebat, zic, nu ai ceva de mărturisit? Eu zic că nu. Nu. Zic că nu. Nu l-am botezat. Nu-i botezat nici în ziua de azi, dacă n-are ceva de mărturisit. O fi cineva care n-are ceva de mărturisit?
vine din lume, vrea să se pocăiască. Am fost la o seară prelungită într-un oraș din țară și frații m-au trimis la mărturisire. Am stat 3 ore jumătate acolo. Eu am crezut că frații din adunare au și plecat acasă. Și a venit o soră, a intrat înăuntru și a spus: frate, vreau să fac mărturisirea. Soțul meu face asta și asta și asta. Și a spus: soră, stați puțin, dumneavoastră păcatele cui le mărturisiți? Păi zice: ale soțului mai întâi. Păi zic: dar el unde? Zice: el vine după mine. Păi și de ce mărturisiți dumneavoastră? Păi zice: poate el nu-i sincer și mai uită câte ceva. Au avut dreptate, că au cam uitat câteva. Și a trebuit să-l ajut, dar fără să-și dea seama că și eu am fost ajutat la rândul meu. Căință înseamnă să fii sincer cu starea ta înaintea lui Dumnezeu și să-ți plângi păcatul. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei 26:75, că Petru a ieșit afară și a adus aminte de cuvintele Domnului și a plâns cu amar. Asta e pocăința. Mi-amintesc că în urmă cu 12 ani, când am intrat în slujbă, am dat de mai multe probleme, dar una dintre ele, o parte din frați se rugau tare și o parte foarte încet. Cei care se rugau încet spuneau: frate, mai liniștește pe frații care se rogă așa tare, o fi noi penticostal, dar mai ușor, că Dumnezeu ne aude și ne deranjează, nu ne putem concentra pe rugăciune. Cel care se rugau tare au spus: frate, fă cumva cu oamenii ăștia care se rogă așa ca Ana în templu, numai Domnul îi aude, că parcă zici că nici nu-s prezenți, n-au niciun duc de viață în ei, n-au nicio putere, ia mai insuflețește-i un pic. Și n-am știut ce să răspund nici unora, nici celorlalți. Și am sunat un frate mai în vârstă, un om al lui Dumnezeu, și am spus: frate, cum să procedez? Și zice, îți răspund cu o întrebare: cei care se roagă tare au și lacrimi. Cei care se roagă tare au și lacrimi, că dacă nu, nu știu pe unde suntem. Avem un frate de la noi, săptămâna viitoare împlinește, dacă trăiește până atunci, 94 de ani, plin de viață așa, aleargă la rugăciune. L-am întrebat: frate Dobocan, cum te simți? Îs sănătos, tund, slavă Domnului, alerg la rugăciune, vizitez orfanii, bolnavi. Avem, zice, câțiva frați ăștia mai tineri, zice, avem unul de 64 de ani, e tânăr, zice, și bolnav, zice, avem altul, zice, fratele cu tare, zice, și ăsta e bolnav, zice, mai tânăr ca mine, zice, cu vreo 4 ani. Și zice, la un moment dat, frate, am fost în misiune, la biserica din Lupeni, aici, la noi, în Valea Jiului, nu ne-am dus m-am dus departe, și el vorbește tare, așa, și plin de viață, și aleargă, și zice, frate, mi-au dat 2 receptoare. Ca să recită poezie, Și am spus: fraților, nu ne trebuie receptoare, că Dumnezeu ne-a făcut prefecți. Prefecți, dar am ajuns între timp defecți. Și ar trebui să facem verificarea stării noastre amănunțite, să vedem pe unde suntem în raport cu voia lui Dumnezeu. În Apocalips 2:5 spune Domnul bisericii din Efes: adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Cădere înseamnă mai jos decât nivelul cerut de Domnul. Sunt frați care și-aduc aminte cu melancolie, dar nu cu o căință sinceră de vremurile din trecut. Cum alergau la stăruință, cum vizitau bolnavii, cum își dădeau interesul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și ce, fraților, ia mai cântați, mai tinerii, cântarea aia, mai adă Doamne acele vremuri din trecut. Ai, și-ți cercetați de Domnul. Dar nu până la lacrimi, nu până la pocăință sinceră. Numai ne amintim cum am fost, cum ar trebui să fim. Domnul spune aici: întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, Osea 14:1, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Și primul pas în pocăință este căința. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Dumnezeu așteaptă să-i spunem ceva. A întrebat: unde ești? Când Adam a păcătuit, de ce nu vii să-mi spui ce ai făcut? Eram într-o seară prelungită, acum recent, și la mărturisire a intrat o persoană, zâmbea. Și pacea Domnului, zice: frate, nu știu cum e mărturisirea, că n-am mai fost niciodată. Zic: de când s-a sunteți la Domnul? De vreo 32-33. Acum, pe cine plânge, nu mai facem noi să plângă, ăsta e principiul. Dar pe cine nu plânge și vine cu fruntea sus zâmbind la mărturisire, trebuie să-l determinăm noi să-și plângă păcatul. Să-i arătăm gravitatea păcatului, așa cum a văzut-o și Iosif, care a spus:
Să mă ferească Dumnezeu să mă fac vinovat de un păcat așa de mare. Și am spus ca la școală, știi? Când dă buzna copilul, zice, învățătoare, auzi, ia, ieși afară, bate la ușă, dă bună ziua și cereți voie să intri înăuntru. Și am spus, soră dumneata, n-ai venit la mărturisire. Ai venit probabil să mă vezi, să mă întrebi de sănătate sau invers. Te rog frumos, du-te, mai gândește-te puțin. Păi, eu nu știu cum trebuie să mărturisesc. Când a venit a doua oră și ce-o zice, frate, nu prea am curaj așa. Dar la păcătuire este curaj. Este cine să ne îndemne. În Matei 21 cu 29 se arată că după ce tata a trimis doi fii să lucreze, unul dintre ei a spus, nu mă duc. În urmă, după ce a spus că nu vrea, i-a părut rău și s-a dus. Spune mai jos versetul 32, voi măcar că ați văzut pe Ioan, botezătorul, care vă chema la pocăință, care a predicat pocăința, că așa cum îi spunem Ioan botezătorul, am putea să-i spunem Ioan propovăduitorul, că mai întâi propovăduia și după aceea boteza, și l-ați văzut că el e un model că umblă pe calea pocăinței. Nu v-ați căit în urmă, scrie acolo, ca să-l credeți. Nu v-a părut rău. Asta e căința, pentru că importantă a fost căința vameșului, nu atitudinea de față evlavioasă a fariseului. Spunea Domnul, este scris în Evanghelie, că a vorbit fariseul și a spus, voi vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște gândurile, vă cunoaște inimile, scrie în Isaia cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu pedepsește gândurile, știți? În Matei 27 cu 3 se arată că Iuda s-a căit, dar s-a dus la cine nu trebuie, să se mărturisească și să ceară sfaturi. Recent a venit o persoană într-o biserică la sfârșitul slujbei și a spus, frate Corneliu, aș vrea să fac și o mărturisire. Și zic, frate, vreau să te întreb, ceea ce vrei să mărturisești, ai mai mărturisit la cineva? Și a spus, da, ei zic, mărturisirea se face la o singură persoană. Dar nu se poate, frate, trebuie să vă mărturisesc, hai să vă spun de ce. M-am dus la un frate și când am început să mărturisesc ce am făcut, a zis, stai liniștit, că doar și alții fac. Am făcut și eu ceea ce zici tu. Săptămâna trecută m-au sunat două persoane din Italia, dintr-o biserică. Mai întâi soțul și după aceea soția fratelui. Plângeau la telefon și mi-au mărturisit niște lucruri. Și am rămas surprins că lucrurile minore, probabil, le văd eu, de care ei se mărturiseau, pentru alții sunt laude. Și le predică poate și de la amvon. Mă înțelegeți? De la unele amvoane. Și se vedeau foarte vinovați. Și au întrebat, frate, se poate să fim eliberați? La noi, în comună, este un om. Tot satul, Cimpa, îl știe cu numele Pocăitu. Când am intrat în slujbă, frații mi-au zis, auzi să te interesezi de fratele Cutare, mi-au spus numele, că nu mai vine la biserică. Dar cum îl cheamă? M-am uitat în registru, nu era membru. Și am întrebat frații din comitet, zic, dar nu-i botezat? Nu, dar de cât timp vine la biserică? Zice, de 20 de ani. Și nu s-a botezat? Nu. Și acum de ce nu mai vine? S-a supărat pe cineva, nu știu cine, ce i-o zi și nu mai vine. Nu mai vine pocăitul la biserică. Undeva în orașul Oradea a apărut un anunț într-un ziar. Un frate păstor mi-a zis asta și scrie așa, sunt patron în firmă, am nevoie de șofer pe mașina personală, ofer parcare la domiciliu cu mașina mea, telefon de serviciu și câteva facilități erau trecute acolo, punct. Și mai departe, să nu fie pocăit. Și s-au sesizat câteva persoane și au sunat patronul și au zis, domnule, nu cumva s-a strecurat o greșeală acolo? Care greșeală? Păi a trecut la urmă să nu fie pocăit. Da, așa e cum am scris. Păi zice, ultimii doi au fost pocăiți și m-am lecuit de ei. Dumnezeu n-are nevoie de oameni care să-i poarte numele,
dar să nu-l reprezinte cu viața. Degeaba te cheamă croitorul și n-ai nicio legătură cu mașina de cusut. Dumnezeu are nevoie de oameni integri, oameni verticali, oameni care să răspândească, așa cum zice Pavel în Galateni 1:16, viața Domnului Iisus Hristos, chipul Domnului Iisus Hristos, ascultați, să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri. Noi să fim descoperirea lui Dumnezeu pentru ceilalți, să fim o epistolă vie, nu scrisă cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu, care vine și cercetează oamenii din jur, care spun, într-adevăr ăsta e pocăit, nu doar zice că e pocăit. Dar nu cumva am călcat strâmb, ne-am abătut de la voia lui Dumnezeu, am nesocotit sfințirea lui Dumnezeu și mergem înainte. Și căință nu. Sau pot eu mărturisire așa de ochii lumii, că doar trebuie să mă împărtășesc. Și nu am cum fără mărturisire, dar este un frate la noi în zonă, când mă întâlnește, mă salută de la distanță, pacea Domnului, frate păstor, pace. Și eu îl întreb, ce mai faci? Zice, numai înainte, frate. Și într-o zi l-am oprit, frate, nu te superi pe mine. La biserică vii destul de rar. Nu prea te-am văzut la împărtășire și cred că dacă întreb bolnavi, orfanii și văduvele, nu te cunosc. Și administratorul mi-a spus că n-ai fost pe la lucrările administrative niciodată. Vreau să te întreb ceva, înainte spre ce? Proverbe 14:12, multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Calea spre împărăția lui Dumnezeu este pocăința, ce înseamnă în primul rând căință, în primul rând căință. În al doilea rând, am citit de aici și recitesc versetul 2. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul și spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de taur lauda buzelor noastre. Nu e așa că dumneavoastră ca părinți, așa vă simțiți de rău când copiii greșesc și vă ignoră. Măi, aștept să vină la tine să spună, tată, mamă, am greșit, asta am făcut și auzi, promit că nu se mai întâmplă. Și te-ți promite de câte 3-4 ori, dar parcă dacă zice ceva și când nu se ține de făgăduință. Dar minte copiii lui Dumnezeu, sunt dator să vină înaintea lui Dumnezeu și după căință, următorul pas în pocăință este făgăduință. Știi ce înseamnă făgăduință? Să te întorci cu spatele la ceea ce a fost și să ai o direcție nouă. Să ai un alt plan, o altă viziune, o altă atitudine, o altă hotărâre, o altă viață. Un stăpân nou pe care să-l slujești. Pentru că făgăduința face parte din programul de pocăință al lui Dumnezeu pentru noi. Și scrie aici, spuneți-i, iartă fără de legile noastre și îți vom aduce. În loc de tauri, lauda buzelor noastre. În loc de clevetire, îți vom aduce vorbirea de bine și rugăciune pentru frați. În loc de mânie, vom veni cu blândețe. Trebuie să avem o întoarcere. Întoarcerea are de a face cu oprirea neapărat. Și când te oprești, te pui față în față, nu cu ambonul, nu cu frații, cu surorile, ci cu Dumnezeu care te-a creat, care te cunoaște și îți cunoaște inclinațiile și dorințele tale. Și nu poți să te dai drept altul și atunci trebuie să vii cu căință că-ți știe trecutul. Nu vrea să te facă de rușine că ar putea să-ți descopere prin proroci, ar putea să-ți descopere prin învățători câteodată. Sau în mod personal, făgăduința. Știți de ce nu vrem să facem făgăduințe? Că nu avem de gând să le împlinim. Eram în urmă cu 2 ani în biserică, pe 31 decembrie, și am spus fraților, hai fiecare din noi în seara aceasta să facem o făgăduință pentru anul în care vom intra cu ajutorul Domnului. Frații erau pasionați de revelion, de alte probleme, de caietele de note. Și la un moment dat am spus, fraților,
așa selectiv, prin sondaj, voi mai întreba frații și surorile să vedem ce făgăduință ați făcut. Când au auzit, au luat Bibliile, să vadă cam ce ar lipsi, ce ar trebui, se consultau tinerii, mai întrebau și copiii și frații în vârstă. Dau un singur exemplu. Diaconul bisericii a venit, l-am numit și am spus, te rog să vii să spui ce făgăduință ai făcut pe anul viitor. Și a spus, m-am hotărât ca anul viitor, cu ajutorul Domnului, să nu mă mai simt așa ușor deranjat și lezat de atitudinile nepotrivite ale unor persoane față de mine. Până acum merge bine. Să vedem până la sfârșitul anului. Avea dreptate, că se sizasem și eu asta, că prea ușor te deranjez, că nu știu cine ce-o zis de tine sau ce-o... Și eu vreau să făgăduiesc înaintea Domnului și să mă rog să mă ajute, nu mai simt așa repede deranjat și lezat în sentimente. Dumnezeu așteaptă să facem făgăduințe de folos pentru noi. Într-o zi a venit o soră din biserică și a spus, frate, eu m-am hotărât să mă pocăiesc de clevetire. Am spus, soră, foarte bine, zice, să-mi spui cum trebuie să fac. Păi zic, mai întâi trebuie să-ți plângi păcatul. Păi ce asta am făcut? Am plâns înaintea Domnului, m-am mărturisit și asta fac și acum. Și să spui ce trebuie să fac mai departe. Am spus, să o rupi în legăturile tale cu clevetitorii. Biblia spune să n-aveți nicio legătură, mai ușor cu pizza, cu cafeaua, cu sucul, n-are rost. Cu astfel de oameni, zice Biblia, să nu mâncați la masă. Și spunea ea după câtva timp că au venit două persoane, soț și soție, au bătut la ușă. Pace, pace, zice, am venit pe la voi. Și sora au zis din ușă, la noi nu. Păi, zice, noi ne-am pocăit, și eu și soțul. Zice, ce vrei să spui? Vreau să spun că noi nu mai clevetim. Păi ce vrei să spui că noi clevetim? Păi ce, dar nu cu noi ați clevetit până acum. Când vă pocăiți și voi, vă mai așteptăm pe la noi. Ei, zice, n-am venit la tine, a venit la soțul tău, că e bolnav. Zice, lăsați numai încărcat și pe el negativ. Va ajunge. Îți vom aduce în loc de jertfele care se cereau în trecut, de lucrurile care le-am făcut în trecut, jertfa buzelor noastre, cuvinte de laudă către Dumnezeu. Mi-aduc aminte că eram copil, îmi povesteau părinții că este un frate dintre ceilalți frați din biserică buni, statornici în credință și cu o pocăință sănătoasă, care s-au hotărât și și-au păstrat verticalitatea și hotărârea că ei laudă întotdeauna pe Domnul și nu țin cont de ispitele și de atacurile celui rău. Zic, am greu asta, dar poate mă documentez. Aveam 10 ani. Părinții m-au trimis să cumpăr miere de albine de la acest frate, unul din frați, fratele Marcu Pătru, secretarul bisericii. M-am dus și când am intrat înăuntru, am spus, frate, de care vrei, de salcâm sau de flori? Păi zic, de salcâm, nu bine zicem, de flori am deja în borcane, de salcâm trebuie să-ți torn în borcan. Cum am coborât noi în beci, în timp ce fratele îmi turna în borcan miere de salcâm, a intrat pisica în beci, s-a urcat pe raft și pac, 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 borcanele cu miere de pământ și le-o spart. Și acum uitam la fratele Marcu Pătru. Să vedem ce zice, unde se uită, care e poziția dinților. Și fratele Marcu Pătru s-a uitat și a zis, slăvit să fie Dumnezeu, că atâta miere mi-o dat, că am să dau și la alții. Pentru ceea ce a vrut să-mi facă diavolul, borcanul ăsta, Corneliu, ți-l dau numele Domnului. Ați auzit de biruirea răului prin bine? De câte ori mă duceam să cumpăr miere, mă rugam să mai vină pisica pe acolo, să mă ajute la cumpărare. Că fratele Marcu Pătru îl laudă pe Domnul totdeauna. Nu contează împrejurările, cam Psalmul 34, versetul 1. Voi lăuda pe Domnul, voi binecuvânta pe Domnul, întotdeauna, în vreme bună și în vreme rea. Și ce înseamnă pocăință? Să schimbi vorbirea, să schimbi mentalitatea, felul de a vedea lucrurile.
Și să vezi că Romani 8:28 rămâne în picioare, că El face, Dumnezeu, ca toate lucrurile, să lucreze împreună spre binele celor chemați după planul Său. Slăviți să fie Domnul! Nu crezi asta? Făgăduință. Dar Dumnezeu are nevoie de oameni care să facă făgăduințe corecte. Iacov a făcut o făgăduință și a spus: Doamne, dacă Tu vei fi cu mine, și eu fac partea mea și fac o făgăduință. S-a supărat Domnul pe Iacov că făcea făgăduințe condiționate încă. O trimis Domnul un înger în timp ce făceau naveta din cer pe pământ pe scară: ia du-te, spune la Iacov să schimbe rugăciunea. Nu! Dumnezeu a zis: mă, bună făgăduință, uite, eu fac partea mea, tu fă-ți partea ta. Aveam un frate de la noi, mai în vârstă, și am zis că slăbește. Zic: frate, ce s-a întâmplat cu dumneata de slăbește așa? Frate, tu nici nu știi, nici nu m-ai întrebat că eu sunt în post de 40 de zile, numai seara mănânc. Dar zic: pentru ce cauză? Păi dar nu a zis Domnul că dă dar de vindecare în biserică? Păi vreau, frate, să-mi dea Domnul și am făgăduit că nu mă las cu postul, că vreau, uite așa, să stea mașinile încolonate la poartă și să lucreze Domnul. Așa ori stat la mormântare. Bine, cu postul cred că s-a oprit atunci, că l-am sfătuit. Și mașinile s-au împlinit, dar la mormântare. Am avut un frate în biserică, la sfârșitul slujbei, o zi, s-a oprit comitetul. A rămas cu frații din comitet și zis: fraților, a zis că eu trimit bilete. Da, frate, dar n-avem totdeauna timp, nu-i loc să te pune. Frate, vreau să vă spun, zice că am făcut o făgăduință să cânt tot caietul. Mă, fratele, nu-i chema să cânte. Poate l-a recitat. Și frații imediat l-au dezlegat și au zis: frate, te dezlegăm noi de făgăduința asta. Nu mai duce la împlinire, las. Nu, că eu sunt vinovat aici. Nu, că te dezlegăm noi, au zis frații. Este nevoie să facem făgăduințe care să le împlinim după voia lui Dumnezeu. Într-o joi seara predica un frate la noi din Petru, de acolo: Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, da? Și are o îndelungă răbdare pentru noi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. 2 Petru 3:9. Și predică bine pocăința, așa. La sfârșitul predicii a spus: dacă cineva este de altă părere sau crede că n-am spus bine, să mă aștepte în curte. Eu nu l-am mai întrebat nimic. Așa, după vreo 2 săptămâni, mi-am adus aminte, zic: frate Viorel, te-a așteptat cineva în curte? Zice: 3 persoane. Vă zic numai o persoană ce i-a spus. O zis: frate, după cum ai predicat tu seara asta, nu ne-ai mai dat nicio șansă. Și-o zis: cum să nu? Nu, zice. Ba da, zice, există o șansă. Șansa este pocăința. Nici în curte nu i-o lăsat. Șansa este pocăința. Este șansa lui Dumnezeu arătată aici în Petru. Șansa aceasta lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Scrie aici, dorește, 2 Petru 3:9, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Este pentru toți oamenii, dar este pentru o vreme. Se încheie vremea aceasta a pocăinței. După 30 de ani, câte unii stau la primul pas, căință. Al doilea pas în pocăință este făgăduința și al treilea este silința. Silința. Un frate a predicat toată la noi despre pocăință, așa cum a înțeles el, rău. Și a spus: fraților, știți cum este cu pocăința? Și toți eram atenți acum să vedem cum spune. Fraților, așa cât de cât, cum putem și noi? Că Dumnezeu ne înțelege și nu îngăduie peste puterile noastre. Stai că ai intrat în alt subiect, frate. La sfârșit l-a așteptat soborul și a zis: frate, unde ai citit dumneata în Biblie că pocăința e cât de cât? Că noi am găsit scris în 2 Petru, în capitolul 1 de la versetul 5 așa: de aceea dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii.
Că dacă aveți din belșug în voi aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea cu atât mai mult căutați să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că în felul acesta nu veți aluneca niciodată. Și versetul următor spune așa: în adevăr, în chipul acesta, versetul 10, vi se va da intrare din belșug în împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Cum? Cât de cât? Cum poți să ajungi în împărăție? Așa, cu cât de cât? Cu toate silințele. Și ce înseamnă silință? Zel, străduință îndelungată pentru a realiza ceva. Știi cum poți să verifici un om care se silește? El are un țel, un obiectiv. Omul care stă la meci și se silește nu pleacă și despre lungiri. Aveam un frate la noi, fratele acesta ce predică acum despre pocăință, os fraților, când eram în lume, umblam cu radio la mare, Gloria pe umăr, să ascult meciul. Și când era jucat Jiu Petroșani, nici nu știam că plouă, îmi zicea oții, bă, dar ce ne-o plouat? Și eu nici nu știam că o plouat. Așa mă uitam, ochi și urechi. Stăteam în picioare, nu mă mișcam. Și dacă trebuia, făceam nemotivat de la servici. Asta e silință. Efort, zel, străduință îndelungată pentru a realiza ceva. Omul ce se silește are un țel, are un obiectiv. Am fost într-o biserică, a cântat fanfară acolo și-s prieten cu dirijorul de fanfară și am putut să-mi permit o întrebare și zic, auzi aici, voi cum cântați cu fanfara după ureche? Drept în picioare sări dirijorul de cor, de fanfară, ești și de cor. Și-o zic, frate, cum după ureche? Zice, după note. A, zic, după note, da, da. Dar zic, pocăința, cum o țineți aici, după ureche? S-a ridicat păstorul, frate, după Biblie. Nu, așa o țineți atunci. Nu după cum o văd unii sau alții, după cum au coborât unii sau alții standardul lui Dumnezeu și Dumnezeu zice... Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Am fost cu soția în vizită într-o familie, născuse sora și mai mulți copilași săreau, unul peste pat, altul pe lângă pătuți, și am zis, soră, oprește-i, te rog, nu cumva să se întâmple ceva. N-am nici sticluță cu un de lemn, nici nu știu, aud frații că prezența mea este un... Frate, stai liniștit, o zis, că mai jos de pământ n-au unde să cadă. Păi mai jos de iad, n-ai unde să cazi, dar vrei să cazi acolo? Vrei să pierzi veșnicia pentru că n-ai luat în considerare voia lui Dumnezeu și raportat la asta starea ta? V-am vorbit despre pocăință în viziunea lui Dumnezeu. Omul care se silește, nu numai că are un țel, un obiectiv, și el dacă vrea la 6 să fie la adunare sau la 5 dimineața trebuie să fie la locul de muncă, nu-l oprești tu cu poveștile tale. El zice, te las frate, mă duc, eu am treabă. Asta e omul care se silește. Apoi cere ajutor. Omul care se silește cere ajutor. Vine și spune, frate, sunt mai slab în credință. Azi dimineață îmi povestea un frate mai în vârstă din adunare. Zice, frate, am fost într-o biserică și un frate de acolo, păstorul probabil, a zis, toți frații care sunt slabi în credință, mergem afară în curte să ne rugăm pentru ei. Mai la început nu a mers nimeni. Și pe urmă adunarea goală. Păi poți să te crezi. Dar întreabă-L pe Dumnezeu cum a întrebat David în Psalmul 139, ultimele versete. Doamne, încearcă-mă, vezi dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe calea veșniciei. Omul care se silește cere ajutor. În Evrei 12:4 spune, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Ne-am lăsat ca în Efeseni 4:11, purtați încoace și încolo de orice cuvânt de învățătură. Cum să dau copiii cu hinta? Avansare zero. Pocăință pentru unii înseamnă botez în apă sau frecventarea unei biserici sau o religie. Nu. Oamenii aceștia confundă pocăința. Pentru alții, pocăință înseamnă să dea pentru Domnul sau să lucreze pentru Domnul.
Nu, oamenii aceștia înlocuiesc pocăința. Alții își vin în fire și se pocăiesc de una, dar nu se pocăiesc de cealaltă. Asta e parțială, e selectivă pocăința. Pocăință în viziunea lui Dumnezeu înseamnă căință. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Spune și întoarce-te cu cuvinte de căință, spune Domnul, și spune-i, iartă toate nelegiuirile și îți vom aduce în loc de taur lauda buzelor noastre. Pocăință înseamnă apoi să faci o făgăduință înaintea lui Dumnezeu. Dar astăzi, în Biblie nu scrie de mâine, astăzi dacă auzi glasul, nu-ți împietre inima. Îmi povestea un frate păstor că venind de la Caransebeș spre Hațeg, a luat în mașină un tânăr și pe mașină i-a spus: tinere, te sfătuiesc ceva, tu ești din familie de pocăiți, auzi, schimbă-ți viața. Și-a zis tânărul: pastore, schimbă mesajul. Și a doua zi Dumnezeu i-a schimbat macazul. În intersecția din Hațeg a fost un accident în care el a murit. A doua zi. Pentru că pocăință în viziunea lui Dumnezeu înseamnă căință, apoi înseamnă făgăduință și silință. Asta în prima parte. Amin. Continuăm după cântare. În ultima parte a mesajului, din cuvântul lui Dumnezeu, citit din Roman, capitolul 2, vă vorbesc despre omul care nu vrea să se pocăiască. Ascultați versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, nu poate, dacă nu poate, cere ajutor. Așa am citit, așa am văzut că se întâmplă pe teren. Nu știe să se pocăiască. Dacă nici după seara aceasta nu știe, poate o să învețe în săptămâna ce urmează. Sau poate să mai întrebe. Nu vrea să se pocăiască. După ce am văzut cum este pocăință în viziunea lui Dumnezeu, cum trebuie să împlinim pocăința, cum o cere, cum o așteaptă Dumnezeu și în urma căreia vom ajunge în împărăție, vă vorbesc despre omul care nu vrea să se pocăiască. 1. Încearcă să se dezvinovățească. Versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu, Roman 2:1, care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Așa este tentat omul firesc să se dezvinovățească. Scrie Sfânta Scriptură și sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos în Ioan 15:22. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Într-o pildă a celor poftiți la cină, din Evanghelia după Luca, din 14, în versetul 18, Domnul spune așa: dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Unul a cumpărat un ogor, altul s-a căsătorit. Îmi spunea un frate păstor, zice, când am preluat o biserică din țara Hațegului să o păstoresc, i-am spus: oameni buni, Biblia spune că nu avem voie să facem alcool. Păi cum, frate, că avem prune, ce să facem cu ele? Dar nu avem voie să facem alcool, nu avem voie să dăm altora. Și le-am predicat 3 predici. Nu știu, cred că n-au înțeles sau n-au vrut să se pocăiască. După ce am făcut sfat frățesc, le-am explicat, am făcut vizite în familie. Și am spus: uite care e situația, dacă nu vă pocăiți de păcatul ăsta, vă exclud. Și mi-au arătat acasă, din vreo 40 și ceva de membri, 34 erau excluși. Vorbesc de capii de familie. Și au spus, dintre ei unii s-au pocăit. Dar o familie mi-a zis așa: frate, mai lasă-ne numai 3 luni să facem țuică, trebuie să dăm la cineva să ne angajeze copilul la fabrica de bere la Hațeg, ca electrician. Și după ce l-angajează, spargem cazan și ne eliberăm de păcatul ăsta. Zice, nu-mi dă voie Biblia. Dar ce scrie? Păi scrie că astăzi, dacă ai auzit glasul, nu-ți împietrești inima. Și-au angajat copilul
Și după scurt timp mi-a spus pastorul că l-au sunat, frate, îi bai să vii repede la noi. Copilul nostru a fost ars pe față și pe piept, aș surd de gradul 3 și 4, să vii să faci ungerea cu un de lemn, să te rogi. Și pastorul baptist a zis, nu pot. Ești ocupat, zice, ești prins cu treburile, apelăm la altcineva. Nu, zice, nu pot. Mai întâi eu v-am predicat pocăința, așa cum o vrea Dumnezeu, am făcut și sfat frățesc cu voi, am fost și în familie. V-am vorbit și într-un fel și în altul din partea lui Dumnezeu. Acum a început Dumnezeu să lucreze într-un alt fel. Îl las pe Dumnezeu să lucreze. Nu sunt eu mai deștept ca Dumnezeu să vă scot din cuptor, dacă El v-a băgat în cuptorul acesta. El este cu ochii pe termometru. El știe cât să vă lase, nu îngăduie nici ispita, scrie 1 Corinteni 10 cu 12, peste puterile voastre, cu 13, da? Și are grijă de voi, eu mă rog pentru voi. Omul care nu vrea să se pocăiască, încearcă să se dezvinovățească. Într-o zi am stat de vorbă cu un frate și am spus, frate, atitudinea ta este bună, hotărârea ta, slujirea ta, dar ar mai fi ceva de rectificat, nu te superi pe mine, vreau să spun ceva. Și ce i-am spus era un fel de taină și au zis, auzi, să-mi spui cine ți-o zis, că asta nu-i de la tine, că nu ești proroc. Să-mi spui de unde ai știut că eu aici am abătut de la voia Domnului. N-am putut să-i spun. A fost prima oară, până atunci și de atunci nu mai fac de astea. După ce au insistat 2 săptămâni, cine ți-a zis? I-am spus, uite cine mi-a zis. Știți care a fost următorul lucru și cuvintele lui? O, lasă-mă și cu ăsta, au zis. Ăsta? Să-și vadă de familia lui, să-și vadă de casa lui? Omul care nu vrea să se pocăiască, încearcă să se dezvinovățească. Versetul 20 din Romani 1. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se vă lămuri de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Aleluia. Vorbeam cu un frate păstor și am spus, cum faceți la voi nunțile? Deci, la voi cum e? Și am spus, dacă nu scurați, nu-i primim în biserică. Dar zic, cu cei care au venit din vremea neștiinței. Și după aceea s-au pocăit, au venit la Domnul. Mă zice, nu le schimbă nimeni statutul trupesc. Și dacă se pocăiesc. Zic, ce vrei să spui? Zice, vreau să te întreb ceva. Cine din ziua de astăzi nu știe că e păcat curvia? Cine nu știe? Când spunea un frate, zice, când m-am angajat la 18 ani la CFR-ul, începeau ziua cu bancuri. Fiecare zicea câte un banc dimineața. Și m-am uitat așa la ei și am ascultat și am zis, bă, ăștia nici bancuri nu știu să spună. Lasă că le zic eu un banc. Și m-a ridicat și cea să vă zic eu un banc. Tu? Tu n-ai voie, pocăitul, le-a zis. Tu n-ai voie să zici bancuri. Spunea fostul nostru conducător de adunare ce a trecut la Domnul. Zice, m-am nimerit în Simeria, zice, așteptam trenul, cum era pe vremea aceea, și am intrat într-un restaurant să mă încălzesc. La sobă, înțelegeți? Nu cum se încălzesc alții. Să se încălzească, era frig. Deci fără tărie. Și când am intrat, zice, la o masă, mă cunoșteau câțiva oameni. Și au zis, părinte, ce-i cu tine aici? Nu-i de tine aici, aici afară. Spune Biblia că o vreme un rob a primit sfaturi, i s-a arătat ce este bine și într-o zi s-a nimerit și el în împărăția lui Dumnezeu. A venit stăpânul să verifice oaspeții și a zis, prietene, cum de-ai intrat aici fără haină de nuntă? Ce a zis? A început să comenteze. Ce frate, iar cu ținuta, iar cu podoabele, iar că să nu mergem la nunț în lume, iar că fără banchet, iar că fără reuniune la școală. Robul acela a amuțit. Cel care s-a dezvinovățit până atunci, că nu o spart casa nimănui, că nu o dă în cap la nimeni, că el e om religios, merge la Paști, la Crăciun, la biserică, dă de pomană, plătește donații să se roage alții pentru el. Omul acela a amuțit, spune în 1 Împărați 18 cu 17, că așa e cea mai bună armă de apărare, lovirea câteodată. A venit omului Dumnezeu Ilie și era față în față cu Ahab. Acum vreau să vă întreb, din pricina cui mergeau lucrurile rău în țara Israel? A lui Ilie sau a lui Ahab? Și știți ce a zis Ahab? Tu ești cel care nenorocești pe Israel. Și ce a zis Ilie? Omul care a avut puterea să spună nu păcatului, care
Să spună ce trebuia să spună și împăratului. Nu, tu ești cel care nenorocești pe Israel, a spus. Și scrie Sfânta Scriptură în Împărați, în 21, despre Ahab, că n-a fost niciunul ca și Ahab, un împărat, capitolul 21, de la versetul 21. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam. Dar de ce tuturor din casă? Pentru că toți îi urmau exemplu și unde merge șoferul, duce tot autobuzul. Și spune: pentru că mai mâniaș ai făcut pe Israel să păcătuiască. Și spune versetul 25: n-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevasta sa Izabela îl atâța la aceasta. Și el vine și dă vina pe altcineva. Omul care nu vrea să se pocăiască încearcă să se dezvinovățească. Am citit aici versetul 1. Omule, oricine ai fi tu, nu te poți dezvinovăți. Că n-ai știut? Mă întrebau frații dintr-o biserică, zice: frate, cum trebuie să ne împărtășim? Dar nu știți sau n-ați înțeles? Sau... Frate, zice, uite așa, așa. Zice, dar așa e că nu ne facem vinovați. Că dacă nu ni s-o predicat. Și ce-a zis Domnul în Luca? Au pe Moise și proroci să citească. Să se pocăiască după Biblie dacă nu li se predică bine. Într-o zi judecata nu va fi după cum ni s-o predicat, ci după cuvântul acesta. A spus Domnul Ioan, are cine să-i osândească? Cuvântul! În al doilea rând, omul care nu vrea să se pocăiască, tinde să se împotrivească. Versetul 8. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dar vedeți de ce se împotrivesc adevărului? Că le place nelegiuirea. Mediul acela e mediul lor. Se laudă cu păcatul. Este la rang de cinste, pe prima pagina ziarelor probabil, sau în toate știrile. Trebuie să apară cineva care face minuni de astea de ochiate. Dar spune în 2 Timotei 3 cu 8, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Frați și surori și stimați prieteni, dacă sunteți aici, hai să ne uităm puțin în noi înșine și să fim sinceri, nu e așa că am sesizat în noi o tendință de împotrivire când ne-a sfătuit cineva, când ne-a spus ce este bine? Și poate chiar știam că e lucrarea de la Domnul, mesajul trimis din partea lui Dumnezeu și parcă... Mi-amintesc că într-o zi mergeam pe o stradă, pe jos, și era un om căzut în șanț. Băuse prea mult, alcool, că de apă nu caz în șanț, și doi oameni s-au oferit să ridice, să-i acorde ajutor. S-au dus la el, l-au prins de sub soară, l-au ridicat în picioare și a spus: hai omule, să mergem acasă, nu stai aici, că te răcești, și să-l ducă acasă. În momentul când s-a văzut în picioare omul, a zis: băi, ia stați un pic. S-a uitat în stânga și în dreapta, auzi, zice, eu știu să merg acasă. Ziceai că el a inventat mersul pe jos. Eu știu să merg acasă, nu-mi trebuie ajutorul vostru. M-am uitat cât o mai mers, 1,5 metri. Înțelegeți? Vrea cineva să te ajute, poate cu rugăciune, poate cu un sfat, poate cu un mesaj din Scriptură. Omul care nu vrea să se pocăiască tinde să se împotrivească. Ieremia 6:16. Stați în drumuri, uitați-vă care sunt cărările cele vechi. Uitați-vă cu băgare de seamă care este calea cea bună și umblați pe ea. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și ce spune acolo? Dar ei au răspuns. Omul care nu vrea să se pocăiască, el tinde să se împotrivească. Nu vrem să umblăm pe ele. Nu vrem să umblăm pe ele. Biblia îi numește oameni tari la cerbice. Nu uitați, Proverbe 13:13 rămâne valabil. Cine ne socotește cuvântul Domnului, se pierde. Și în al treilea rând, în text, omul care nu vrea să se pocăiască, Dumnezeu are să-l pedepsească. Citim
versetul 7. Și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Neca și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Că Dumnezeu de multă vreme tace, așteaptă în viața noastră o schimbare. Dar dacă pocăința nu ne place, umblarea în rău mai mult ne satisface. În cazul acesta, suflet fără pace. Cum ai făcut, așa ți se va face. Scrie cuvântul în 1 Petru 4 cu 17 că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și scrie acolo, și dacă noi scăpăm cu greu, cum vor scăpa cei care nu vor să asculte de Evanghelia lui Dumnezeu? Oamenii care încearcă să se dezvinovățească, care se împotrivesc adevărului, oamenii aceștia vor primi pedeapsa lui Dumnezeu. Este scris în Evrei capitolul 13, dacă nu greșesc, haideți să vă spun un cuvânt cu care ne apropiem de încheiere. Îmi vine acum în minte cuvântul acesta, Evrei 12 de la versetul 18. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel încât cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, căci nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc dacă se va apropia de munte să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor sfinți făcuți desăvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele Abel. Și spune versetul 25, luați seama, dar ca nu cumva să nu voi să ascultați de cel ce vă vorbește, că dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce le vorbea de pe pământ, cum vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri? Și spune mai departe cuvântul și care a făcut făcăduința aceasta după ce a clătinat odată pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, dar și pământul și cerul. Și versetul 27 și 28 spune așa, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, aducând înaintea lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu frică și cu evlavie, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Omul care nu vrea să se pocăiască, asta face. V-am vorbit în seara aceasta despre pocăință în viziunea lui Dumnezeu și am văzut ce înseamnă. Am văzut la ce suntem chemați și cum putem să ajungem în împărăția pregătită de Domnul. Noi suntem păcătoși, scrie Roman 3 cu 23, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, recunoaștem asta, dar Dumnezeu vrea să venim înaintea Lui. Cam Psalmul 46, versetul 10. Oprește-te să spun cine sunt, zice Domnul. Eu nu sunt ca ei, să faci ce vrei și să nu știe. Eu nu sunt ca tine, Psalmul 50, versetul 21. Iată, ai făcut ce ai vrut și eu am tăcut. Eu nu sunt ca tine, îți voi pune totul sub ochi. Dumnezeu vrea să avem o întoarcere, Osea 14 cu 1. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Întoarcerea are de-a face, am văzut, cu oprirea, să pui punct și să stai să vezi că Dumnezeu care te oprește, cam Psalmul 46, versetul 10, spune, eu nu sunt cum ai vrea tu să fiu, adică bogat în îndurare, este o nemăsurată dragostea lui Dumnezeu, dar nu infinită, într-o zi se încheie îndurarea.
Și am văzut aici din Roman 2, tu disprețuiești bogățiile îndurării și bunătății lui Dumnezeu? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Aleluia. Pocăință în viziunea lui Dumnezeu înseamnă să te oprești și să-ți faci verificarea. Am văzut că pocăință în trei cuvinte înseamnă verificare, constatare și îndreptare. Sau recunoaștere, regret și renunțare. Căință înseamnă să-ți pară rău, înseamnă să ai lacrimi, înseamnă să regreți trecutul și păcatul acela mic, despre care alții să mărturisesc, că zice, frate, ne-a robit diavolul cu telecomanda. Și alții vin și predică ce-au văzut cu telecomanda. Ce să facem să fim eliberați? Ce a zis Petru în Fapte 2? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu! Asta e pocăința, căință, apoi făgăduință, Osea 14 cu 2. Aduceți cu voi cuvinte de căință și spuneți-i, iartă fără de legile noastre și îți vom aduce în loc de tauri. Lauda buzelor noastre, Doamne, vom înlocui vorbirea de rău cu rugăciune și vorbire de bine. Vom înlocui ura și tribunalul și procesele cu părtășia și legătura frățească. Vom înlocui invidia cu aprecierea, să-i întinzi o mână, să spui, frate, Domnul să te binecuvinteze în slujire mai departe. Nu să tot comentezi, că nu cred că ai face mai bine lucrarea decât el. Asta înseamnă făgăduință și apoi înseamnă silință. Ca în 2 Petru 1 cu 5, de aceea și voi dați-vă toate silințele. Asta înseamnă străduință, zel, efort îndelungat pentru a realiza ceva. Și am văzut că omul acesta are un obiectiv, are o țintă, nu poți să-l oprești, nu poți să-l duci în eroare, el are un obiectiv. A spus soția lui Iov, auzi, am o altă soluție pentru tine. Și Iov a fost de acord? Nu. Nu contează cine spune. Într-o zi scrie Ieremia 35 că a venit prorocul lui Dumnezeu Ieremia și a luat pe fiul lui Recab, fiul lui Ionadab, din casa recabiților și i-a dus în una din chilie casei Domnului. Și ce a făcut? Le-a pus niște vase și le-a dat să bea vin. Ce au răspuns fiul lui Recab? Noi nu bem vin toată viața noastră. Noi ascultăm tot ce ne-a spus Ionadab, fiul lui Recab. Nu te ține pocăința poate până nu treci strada sau până la următorul proces verbal, până te mai mișcă un pic, frații. Când spunea un păstor, zice, într-o zi am făcut o adeverință și l-am retras prin frate din toate drepturile de membru, am pus în plic și la sfârșitul slujbei i-am dat plicul. Fratele l-a luat, nu știa ce e pe acolo, mulțumesc, a zis. Și s-a întors imediat din curte și a zis, frate, m-ai dat afară? Nu, zice, eu nu iau hotărâri de unul singur în biserica aceasta. Eu sunt reprezentanța, am dat o adeverință, prin asta nu te-am dat afară, ți-am arătat doar unde ești, tu ești afară. Deci noi nu te-am dat afară cu adeverința asta, tu ești afară. Noi ți-am dat o adeverință să vezi unde ești, poate așa te trezești. Silința, cât te ține pocăința, cercetarea aia Domnului și făgăduința care a făcut-o. Și apoi, în a doua parte, am văzut despre omul care nu vrea să se pocăiască, am citit, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. În primele cinci urgii, faraon n-a vrut să lase poporul să plece. La a șasea, știți cum scrie? Până la a cincea scrie că el și-a împietrit inima. La a șasea scrie, Dumnezeu i-a împietrit inima. Îmi spunea pastorul Tinu Leontiuc, m-am dus la un prieten al bisericii care a venit la evangelizare, s-a predat, s-a trecut la botez și s-a îndepărtat ușor. Și am spus, auzi, prietene, aici pe patul de suferință, chiar în ultimele momente, nici tâlharul nu a mai apucat să se boteze, vreau să te întreb, crezi în Domnul Iisus? Și o zis, nu mă întreba nimic, că nu cred nimic. Dar cum? Dar tu care nu mai poți, sunt împietrit, o zis. Măi, dar câtă vreme mai ai grai, mintea lucidă, poți să proclame autoritatea și domnia lui Iisus Hristos și mântuirea lui poate veni peste tine. Nu mai fă nimic, nu mai cred, nu mai pot face nimic, sunt împietrit, o zis. Chin dureri vei afla uneori, piedici multe vei întâmpina,
Drept la cer conduce calea aceasta și e bine să mergi pe ea. Omul care nu vrea să se pocăiască, ascultați, le-am aranjat poetic să intre mai ușor prin ureche, dar Duhul Sfânt să facă să intre în inimă, poetic sau nepoetic, că-s biblice. Omul care nu vrea să se pocăiască, versetul 1 spune, încearcă să se dezvinovățească. 2. Tinde să se împotrivească, am citit. Și 3. Dumnezeu are să-l pedepsească. Amin.